Am întâlnit caz când i-am citit și i-am zis: vă rog, dacă sunteți pe ultima 100 de metri, măcar acum lăsați țigara. Și a spus: părinte, orice, dar asta nu pot, e ultima mângâiere. Și mă întreabă după moarte rudele: s-o fi mântuit? Sigur, Doamne, dar cum să nu se mântuiască? L-a pus Dumnezeu direct în stânga Sfintei Treimi. Cum să nu? A murit mângâindu-se. Deci până acolo duce iubirea de sine, până la a te mângâia pe tine însuți cu propria patimă. A murit fumând. Vă dați seama că va sta în rând cu mari făcători de minuni, cu Sfântul Nicolae, cu Sfântul Vasile, cu Sfântul Ioan de Aur. Sigur că acolo e locul lui. Și a zis: părinte, mă ironizați? Nu. Vă dau un citat din Sfânta Evanghelie: nimic necurat nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și cu asta am spus tot. Și dacă e vrăjitor, și dacă e curvar, și dacă e bețiv, că e de bețiv chiar scrie, și dacă e destrăbălat, și dacă e pervers, și tot ce vrei. Dar am găsit un singur lucru: sfinții sunt oamenii de casa lui Dumnezeu. Ce înseamnă omul de casa lui Dumnezeu? Toată lumea își pune întrebarea ce a vrut Apostolul Pavel să spună prin cuvântul omul de casa lui Dumnezeu. Vă spun eu ce înseamnă. Sfinții sunt cei care se leapădă de lume și îl slujesc pe Dumnezeu efectiv. Aia sunt oamenii de casa lui Dumnezeu. Deci când vorbești de chemarea la călugărie, vorbești de omul de casa lui Dumnezeu. Păi n-a spus Hristos: casa Tatălui meu, casa de rugăciune se va chema. Sfinții sunt oameni de casa lui Dumnezeu. Dacă eu sunt de casa lui Dumnezeu, sunt om de biserică, am șansa să fiu sfânt? Am șansa să fiu sfânt. Și spune Apostolul Pavel mai departe: cine se încurcă cu treburile lumești fiind regător în oastea împăratului? Deci cine este acela care, pornindu-se să fie omul de casa lui Dumnezeu, să zică: gata, mă, ca spune Scriptura, dacă ai pus mâna pe plug, înapoi să nu te întorci, sau dacă te întorci, ești ca un câine la borătura sa. De ce? Ca să arăți că uitându-te înapoi te poți face stâncă de piatră ca femeia lui Lot. Accidentele sunt diverse. Și dacă cineva ar încerca să comenteze, pot să-i dau și pro-argument. Așa cum nu toți căsătoriții rămân împreună până la sfârșit și se divorțează și spun una, doua, și a noua, și a șaptea oară, așa și călugării pot cădea din har, adică cei chemați pentru lepădarea de sine, și să-și piardă o vreme cărarea și reperul până ce îl găsesc sau îl caută în continuare. Deci nu scrie nicăieri că dacă n-ai avut chemare de călugărie, ai chemare de căsătorie. Vine Sfântul Vasile cel Mare și spune așa: cine e bun de căsătorie, e bun și de călugărie. Și cine e bun de gospodărie, e bun și de mănăstire. Deci dacă ești coadă de câine în societate, la fel vei fi și în mănăstire. Și dacă ești gospodar în societate, la fel ești în mănăstire. Deci nu se pune problema că lasă-l, ăsta-i strâmb prost și chiar las ducă la mănăstire. Nu, mănăstirea nu e un spital de nebuni și de oligofreni. În mănăstire trebuie să ai cele mai sacre elemente. Bărbatul cel mai drept, cel mai frumos, cel mai sănătos, cel mai deștept și cel mai valoros. De ce? Pentru că este armata lui Hristos. Așa cum face prescornița prescuri frumoase din care faci Sfânta Liturghie, așa trebuie să-și dea mamele slujitorii adevărați pentru Sfintele Altare. Sfinții n-au fost fătați de vacă, ci de mame. Nu există vreun sfânt care a apărut așa din senin, s-a dat din inel ca la Prințesa Arabela și gata, avem sfântul în față. Nu! E copilul lui Maria, e copilul lui Ileana, e copilul lui Vasile, e copilul lui Ion, e copilul lui Marim sau cui este el. Și acela, dedicându-se lui Dumnezeu, om de casa lui Dumnezeu, este slujitorul altarului străbun. Și în final, spune citatul, așa: și cetățeni ai Raiului. Deci, vedeți? Sfinții sunt oameni de casa lui Dumnezeu și în final, în partea a doua, ce? Cetățenii ai Raiului. Dar ca să fii cetățean al Raiului, trebuie să îndeplinești condițiile cu care am început predica. Adică, să poți să faci minuni, să poți să fii serios, să poți să fii ordonat, să poți să fii vrednic, să poți fi un bun slujitor. Păi cum poți să vorbești tu de un bun creștin când fuge de Sfânta Liturghie. Cum poți vorbești de un bun creștin când fuge de Sfânta Împărtășanie? Și știi ce spune? Nu, părinte, dați-mă gheaz mare că eu nu mă pot lăsa de fumat. Păi, dar tu zic, între țigară și Hristos alegi țigara? Părinte, deocamdată iau o gheazmă mare, nu risc eu să pățesc ceva. Ba din contra, știind că Hristos poate fi luat și tu îl refuzi, tocmai de-aia îi să pățești. Tocmai de-aia îi să fii pedepsit, că cunoști legea și o calci. Și în final, ultima treaptă a Sfinților, cum v-am spus, unii cu trupul, alții cu osemintele proslăvite, iar aceste oseminte la rândul lor pot fi binefăcătoare, izbăvitoare de boli și neputințe, de aceea mergem și ne închinăm pe la Sfintele Moaște, și izvorătoare de mir. Ați înțeles? Ca să știți lucrurile acestea. Acest semn al izvorârii de mir, în taină, nu la vedere, că dacă încep să chem televiziunea, să pună botul la cameră pe picătura de mir și să citească acolo Duhul Sfânt și să vadă Sfânta Treime, porcării, reclamă, nu există așa ceva. S-au dus rușii în cimitir la mănăstirea Valam și au început să smulgă, nu rușii, comuniști, nu acum, și au început să smulgă crucile la Mari Stareț, cu buldozerul și cu tractorul și cu șufa. Și când s-au dus la Antipa de la Calapodeș, român de-al nostru, mai din jos de Bacău, când au prins piatra aia mare cu crucea să o smulgă, ce era? O grămadă de oase într-o baltă mare de mir. A înghețat și tractoristul, și comunistul, și secretarul. Au pus piatra la loc și au tăcut cum tace mielul și au dispărut. De ce? Harul Duhului Sfânt îi apără pe Sfinți, nu noi îi apărăm pe Sfinți. Sfinții n-au nevoie de reclama noastră, Sfinții n-au nevoie de protecția noastră, Sfinții n-au nevoie de rugăciunile noastre, Sfinții n-au nevoie de, hai să spun pe românește, să-i punem noi într-o raclă de argint și să-i tămâiem. Nu! I-a tămâiat Duhul Sfânt când au devenit nestricăcioși. Noi doar îi venerăm, îi cinstim și le cerem ajutorul.